Bun venit la Complexul Logos, o comunitate în care se întâlnesc toate generațiile, un loc ce inspiră viziune, credință și dragoste. Ne dorim să fim sprijin pentru cei aflați în dificultate prin Centrul de Ajutorare și Cantina Socială Prânzul Harului, unde se vor desfășura activități de ajutorare a familiilor nevoiașe, oferindu-se hrană caldă și pachete cu haine și articole de uz personal. Punem mare accent pe educație, de aceea avem în proiect grădinița muzicală bilingvă, unde va funcționa și școala duminicală a bisericii, incluzând și spații dedicate părinților. Pentru că și relaxarea este importantă, complexul este prevăzut cu zonă de joacă pentru copii. Cei mai mari se vor bucura de un skate park în toată regula, ce va include pistă de alergare, zonă de gimnastică și coș de basket. Clădirea principală va cuprinde sala auditorium, săl de conferințe de tineret, o sală de expoziție, o bibliotecă și un restaurant. Aici își vor desfășura activitatea Bible Center Training, centrul de restaurare și studioul de producție media al bisericii. Este 6-a 3-a 2018 și mă aflu pe terenul care, ajutorul lui Dumnezeu, pe finalul lunii decembrie anului trecut l-am achiziționat, aproximativ 48 de ari, un teren pe care intenționăm să construim noua clădire a Bisericii Credinței Logos, se va numi Complex Logos și va cuprinde și un centru de zi și de noapte, o cantină socială și o grădiniță bilingvă. Acum pe acest teren, după cum puteți observa și noastră, sunt multe pietre, sunt multe denivelări, dar în anii care vin, ajutorul lui Dumnezeu, aici se va ridica o clădire frumoasă, clădire care va sluji intereselor Împărăției lui Dumnezeu și sperăm că aici foarte mulți oameni să se întâlnească cu Dumnezeu, să fie mântuiți, să fie restaurați, să fie vindecați, să fie salvați. Fii și tu parte împreună cu noi la acest proiect, la extinderea Împărăției lui Dumnezeu în orașul Baia Mare.